Primarul Ion Ceban este nemulțumit de activitatea consilierilor municipali. La ședința operativă, edilul capitalei s-a arătat deranjat de faptul că aleșii locali primesc alocații prea mari. Anul trecut, valoarea indemnizațiilor primite de aceștia a ajuns la 4,3 milioane de lei. 4-6 ore de polemici sterile, acuzații unul, adresa altă și tot așa mai departe. Ziceam, unii sunt care muncesc cu adevărat, iar alții sunt care fac masaj la fălci, și anume fac politică de la microfon din sala de ședință a Consiliului Municipal Chișinău. Altceva nu știu să fac. Pe de altă parte, consilierii susțin că suma pe care o primesc pentru participarea la ședințele CMC nu este mare comparativ cu volumul de muncă pe care îl au. Dacă este să luăm în sumă total pentru anul 2020, noi consilierii, raportat la un salariu lunar, suma se egalează cam în jur de 6.000 de lei pe lună. În afară de ședința, care cel mai mult trece o dată în săptămână, noi circa 4-5 zile le trecem în primărie, făcând parte din grupurile de lucru, ieșire în teren. Primarul, de fapt, nu conștientizează rolul Consiliului Municipal, care, de fapt, este organul legislator, sau este reprezentativ al Chișinăului. Și, de fapt, fără deciziile Consiliului, executivul nu poate face absolut nimic. Consilierii municipali primesc o indemnizație egală cu salariul minim pe economie pentru fiecare zi de ședință. Valoarea indemnizațiilor a ajuns la 3.000 de lei, fiind majorată de actuala componență a CMC. Cea mai mare fracțiune a socialiștilor numără 22 de aleși locali. Platforma DA are 10 consilieri, iar PAS cu unul mai puțin. Din CMC mai fac parte 3 liberali și 2 consilieri ai partidului politic Șor. PDM este reprezentat de 2 aleși, iar Mișcarea Forța Nouă, PCRM și PUN au câte un consilier.